Milioane de români trăiesc departe de granițele României. Miliarde de evenimente importante se petrec zi de zi, fără ca mulți dintre noi să știm. E timpul să descoperim ce fac românii de pe întreg mapamondul și să punem în evidență un set de valori care definește cetățeanul român și originea sa. Vom fi în conexiune, indiferent de distanțele care ne despart la propriu. Contactul informațional este cel care primează. Știrile vor fi pentru toți românii, de la toți românii, înspre toți românii, oriunde s-ar afla ei. Proiectul are la bază lansarea în diaspora a unei reviste de elită pentru a promova, cât mai civilizat, imaginea românilor care au ales să trăiască și să se dezvolte în afara țării de origine. Apariția unei astfel de publicații reprezintă o premieră, fiind un plan unic, îndrăzneț și de durată prin care valorile autohtone sunt ridicate la cel mai înalt nivel. Acest demers ajută la o imagine cât mai conturată a României și implicit la îmbunătățirea relațiilor sociale, culturale, economice și diplomatice, un instrument de care românii trebuie să se folosească în procesul integrării și pentru a transmite un mesaj coerent, clar, interesant. Trebuie să comunicăm un mesaj printr-o imagine de renume. Toate știrile de ecou vor putea fi găsite în paginile unei publicații de elită. Comunități de români de peste tot din lume își vor scoate în lumina reflectoarelor poveștile de succes, reușitele de tot felul, nelămuririle și mai ales trăirile de imigrant. Vedem în presa internațională imaginea mutătorită a țării noastre. România în contact ia atitudine pentru reeditarea și reinventarea unui nou concept despre tot ce înseamnă românesc.